Teroare într-un sat din Hunedoara, vulpile și dihorii fac ravagii în curțile oamenilor. Mai șirete din fire, vulpile dau târcoale și ziua în amiaza mare. Atacă animalele, iar oamenii nu știu ce să mai facă pentru a le opri. Numai noaptea, dar nu le mănâncă. Numai le omoare și le lasă. E un animal care nu le mănâncă. Așa acționează dihorul. A dat atacul azi noapte, numai că n-a mai reușit să iasă din gospodăria bărbatului. Acolo a și murit. În ținutul pădurenilor, astfel de vizite sunt la ordinea zilei. Mai periculoase sunt însă vulpile. E foame, n-au ce mânca. N-au pădure. Ce să mânce? Lemne. Vai de mine, m-au stricat atâția găini. Din 30 mai am numai și gădie. Există și o explicație științifică pentru atacul animalelor. Hrana pe câmp e tot mai puțină. Avem foarte multe gunoaie, foarte multe resturi și ele sigur că profită. Deci își caută hrana. Probleme cu animalele au și constanțenii. Sunt lebede cât vezi cu ochii. Peisajul este cu adevărat deosebit. Mai puțin însă este apreciat de locuitorii din Mihai Viteazu, care nu știu cum să facă să scape de păsările care le distrug culturile. Iar pagubele sunt importante. Sute de hectare de rapiță au fost distruse de lebede. În cifre pagube de aproape 700 de mii de lei. Ele pleacă, vin înapoi, iar le gonim, iar le zi de zi. Uitați, mâncate. Mezul a rămas, care va porni, dar pornește destul de greu, pierdere foarte mare. Lebede era câmpul plin asta iarnă. Unde a fost rapiță și mă să întorc. Să bage orz, zoaică, ceva. Oamenii s-au plâns autorităților, mai ales că de 5 ani au aceeași problemă. Necazul lor este cu atât mai mare, cu cât în ciuda faptului că au terenurile asigurate, nu primesc despăgubiri decât în caz de grindină sau îngheț. Au mers și la Ministerul Agriculturii, însă... Nici în ziua de azi n-am primit un răspuns. Iar problema va continua. Lebedele nu pleacă, iar oamenii nu pot să le vină de hac pentru că sunt protejate prin lege.